O gramare în Scratch, partea a șasea. Sarcină de lucru 1. Realizați o animație care să prezinte un atlas virtual al mediilor de viață pentru câine, cal, rață, ren, rechin. Pentru rezolvare, alegeți variantele de programare ce utilizează A. doar structura liniară, B. blocul repetă de n ori. Varianta A. Rezolvarea cerinței prin scrierea unui program care utilizează doar structura liniară. Conversații între personaje. Blocul difuzează din categoria evenimente, transmite mesaje între personaje. Iată un mesaj nou cu numele Ren. La primirea unui mesaj, orice personaj poate vorbi, adică poate intra în acțiune. Personajul câine. După o scurtă informație privitoare la mediul său de viață, personajul transmite un mesaj și dispare. Schimbare de decor, schimbare de costume, pregătirea unui mesaj, difuzarea acestui mesaj nou și personajul unicorn dispare din scenă. Este rândul rățoiului să pregătească un mesaj și să se retragă de pe scenă. Ajungem la Ren, care procedează la fel. Prin schimbarea a șapte costume, rechinul însoțește salutul său cu un scurt efect de animație. Iată scriptul personajului câine de la care pornește acțiunea. Unicornul, rața, renul și rechinul cu cele șapte costume ale sale. Sarcină de lucru 1. Rezolvarea cerinței prin scrierea unui program care utilizează blocul repetă de n ori. Situat în categoria control, blocul repetă execută de n ori, în cazul nostru de 10 ori, secvența de instrucțiuni din corpul blocului. Iată cum cele șapte costume ale rechinului au fost schimbate cu ajutorul blocului, repetă de 6 ori, blocurile trec la costumul următor și așteaptă 1 secunde. Avem în imagine toate costumele rechinului. Putem observa noul script al personajului rechin. Noul script al personajului unicorn. Și noul script al personajului rățoi. Iată rezultatul.
Tema pentru acasă. Indicați categoriile din care fac parte blocurile din imagine. Spre exemplu, blocul când primesc mesajul cu numele Ren face parte din categoria evenimente. Vă mulțumesc!